Soarele și pe strada Cristinei Spătar, dar la soare ne putem uita însă la bijuteria de pe mâna artistei Ba. Și asta pentru că iubitul tinerel i-a oferit un inel superb și costisitor. Vedeta a vorbit despre cum au luat-o amândoi de la zero ca să clădească povestea de dragoste pe care o trăiesc acum. Nu e ușor să ți se schimbe viața la 180 de grade, însă Cristina Spătar a demonstrat că poți să te ridici și să iei totul de la zero la 47 de ani. Bineînțeles, nu singură, ci alături de iubitul mai tânăr cu 22 de ani, care îi este și asociat. Eu am un asociat, un om care mă ajută și care mi este aproape în tot ceea ce fac. Am niște planuri cu mai multe afaceri, deocamdată sunt planuri în care o să-l implic și pe el și acolo. Cum simți așa că te susține el în proiectele tale? Păi trebuie peste tot. El e peste tot. Să atunci presa că te-ai mutat în chirie, că a trebuit să părăsești vila fostului tău soț. Cum a fost perioada până la urmă? Ai găsit un loc în care să stai? Cum ai reușit să te adaptezi noi situații? Pentru că știu că tu ești o luptătoare. Da, este prima mea ieșire din decembrie, de când m-am mutat, și în momentul în care o să fiu pregătită să vorbesc despre ceea ce mi s-a întâmplat și prin ceea ce trec, o să povestesc. Până atunci, dați-mi voie să păstrez așa, pentru mine. Și chiar dacă a fost nevoită să se mute din vila de lux în care locuia într-un apartament modest, Cristina s-a ambiționat și mai mult. A pornit o afacere, iar relația ei pare să meargă din ce în ce mai bine, mai ales că iubitul o susține întru totul. Cum s-a schimbat Cristina Spătar din decembrie și până acum? Ei, e puțin mai stresată, dar mult mai puternică și mulțumesc Dumnezeu, afacerea mea cu haine prosperă. E mai stresant, mă simt mai puternică, dar totul e înspre bine. Sunt o luptătoare, o să fiu tare, e mâine bună zi de fața inimii. Și pentru că tot am pomenit de iubit, acesta a făcut marele pas și i-a oferit inelul. Care este însemnătatea lui însă, numai cei doi îndrăgostiți știu. Eu nu pot să mă uită la Cristina, strălucește ceva acolo pe degetul tău, de fapt pe ambele. E prima dată în viața mea când văd inel cu două etaje. Ai avut autorizat pe plus cât e ăsta? Pe plus 1 plus mansardă. Și are și mansardă, observați? Da, să se vadă la cameră. Uite. Observați, da, aici este parcarea. Da, punzul făcut. După care primul etaj cu living, cu nu știu ce, etajul cu dormitorul matrimonial și aici e mansarda. Și e minaretă de aia. Auzi, dacă vând inelul ăsta, ce pot să-mi cumpăr de el? Sincer. Auzi? Știu, de vreo 3 carate, așa aveți tu. Găsești de tu ceva. Carate. Eu nu pricep la mulți nebunul, știu. Mă mut? Da, da, da. Pe bune? Da, 3 carate te mut. O vilă în Brancadiru. L-ai primit de la... Da. Mamă, cât de tare. Dar e de logodnă? Nu cred. Ai nu spus cred. Da? Ai primit vreo... Am zis da, mulțumesc frumos. A fost ziua mea. Dar cu ce ocazie? A fost ziua mea. Zic că nu e de logodnă ca să mai primești doi. Deci mai primesc unul. Știți ăla, cum îi zice, turnul din New York, la Rockefeller Center, că tot din ziua da. Americii? Unul de ăla va primi când o să fie inelul de logodnă. Se întâmplă multe lucruri frumoase în viața Cristinei Spătar în ultima perioadă. Ai afacerea ta. Casa nouă, am înțeles, te-ai mutat sau urmează? Urmează să ne mutăm, da. Foarte tare. Îi amici foarte bine, sunt în vacanțe, am lăsat în... Le zici că era atât, cât erau maturi. Cum s-au făcut dita mai copii, am văzut la televizor. Mai are puțin și face 10 ani.